Bun găsit! Pe final de an am făcut un top al veștilor bune și mai puțin bune de la Guvernul României. Să începem cu cele negative. În primul rând, anul viitor vor fi mai puțin bani alocați programului Prima Casă. Plafonul de garanții se ridică la 200 de milioane de lei, adică de 10 ori mai puțin bani față de acest an pentru același program. Mai puțin bani vor fi acordați și pentru programul Startup Nation. Fondurile se ridică la 239 de milioane de lei. Asta înseamnă că banii nu vor ajunge pentru mai mult de 1500 de beneficiari din calculele noastre. De asemenea, pensia minimă nu mai crește anul viitor, ci îngheață la nivelul din acest an, adică la 704 lei pe lună. Creșterea promisă era în așa fel încât pensia minimă să ajungă la 775 de lei pe lună. Pe de altă parte, bugetarii nu vor mai putea acumula pensia cu salariul pe care îl încasează de la stat. E drept, excepție vor face cei care în acest moment câștigă o pensie sub salariu minim pe economie. De asemenea, sporul pentru condiții vătămătoare va fi plafonat la 25% din salariul minim brut pe țară, promit guvernanții. Să vorbim puțin și despre veștile bune. De anul viitor crește salariul minim pe economie de la 2080 de lei la 2230 de lei. Vorbim de salariul minim brut. Și punctul de pensie va crește de la 1265 de lei la 1775 de lei, dar acest lucru se va întâmpla de la data de 1 septembrie 2020, practic în a doua parte a anului viitor. Iar polițiștii, militarii vor fi plătiți pentru că lucrează în desărbătorile legale sau în weekenduri. Până acum, angajații din zona aceasta a ordinii publice primeau zile libere la schimb, însă nu primeau banii pentru acele ture pe care le făceau desărbătorile legale. Iar salariile bugetarilor vor crește de la data de 1 ianuarie cu 25% din diferența între salariul pe care l-au acum și cel pe care ar trebui să-l încaseze potrivit grilei din anul 2022. 600.000 de bugetari vor avea salarii mai mari de anul viitor, excepție fac însă medicii, cărora veniturile le-au crescut deja. Pe de altă parte, guvernul a anunțat că și anul viitor vor fi acordate vouchere de vacanță.